Și deși boala începea să-i pună din ce în ce mai multe piedici, artistul se încăpățânează să picteze cu aceeași energie creatoare. Tot timpul, prezent în mișcările de secesiune artistică, a fost principalul inițiator al expoziției artiștilor independenți, alături de Art Aquino și Nicolae Vermont. Criticile nu au întârziat să apară, atât la adresa pânzelor lui, cu al căror stil nu era familiarizat publicul bucureștean, cât și asupra personalității sale. S-a spus despre Lucian că este un dandy oarecare vis-a-vis de stilul vestimentar îngrijit sau un leneș distins umblat pe la Paris. A răspuns criticilor lucrând și mai intens o vastă paletă tematică. Peisaje, vederi urbane, viața oamenilor simpli, a bucureștenilor, alături de fericirile și de supărările lor, precum și numeroase portrete. Pe Ștefan Lucian îl cunoaștem astăzi ca fiind pictorul florilor. Personalitate vibrantă în epocă, un revoluționar convins de un talent recunoscut, fără rezerve și de maestrul Grigorescu, Lucian a fost pictorul ce a desprins cu adevărat pictura românească de tradiție academistă și a sincronizat-o cu noile tendințe artistice occidentale. Născut la 1 februarie în satul Ștefănești, Lucian s-a remarcat de copil prin talentul la desen. A urmat cursurile la Școala de Bele Arte din București, unde i-a avut ca profesori pe Aman, Tătărăscu și Stăncescu, mari pictori academiști. Spiritul său plin, inovator, nu s-a regăsit în arta plină de rigoare a contemporanilor săi, iar după ce a absolvit școala în 1889, a plecat la Paris. În marele oraș occidental a cunoscut arta impresionistă și cercurile de artiști răzvrătiți, Manet, Signac, Seurat, Toulouse-Lautrec, care formaseră deja grupul artiștilor independenți. Cel mai mult a fost însă impresionat de arta lui Van Gogh și Paul Cézanne, artiști care anunțau deja avangardele. Întors acasă, la București, viața i s-a împărțit în momente de extaz, de succes și momente de tristețe și sărăcie. A avut o activitate intensă, a pictat revoluționar, plin de culoare și lumină, în manieră post-impresionistă, pe care a adaptat-o perfect subiectelor sale. Ultimii 16 ani de viață au adus apogeul creației artistice a lui Lucian, dar și o suferință extrem de mare. Este diagnosticat cu scleroză multiplă și, deși boala începea să-i pună din ce în ce mai multe piedici, artistul se încăpățânează să picteze cu aceeași energie creatoare. Începând cu 1908, tematica naturii statice cu flori a devenit subiectul central din creația sa, pentru că era greu să se deplaseze afară din atelier, iar florile, o bucată din natura pe care o omagiat-o atât de mult în opera lui, îi erau aduse acolo. Gălbenele și ulcior reprezintă o lucrare de apogeu a creației lui Lucian. Compozițional, tematic, dar mai ales cromatic, lucrarea îi definește stilul profund revoluționar, în care lumina este dată de intensitatea culorilor și este inerentă acestora, fără a mai fi nevoie de o sursă exterioară, ca până acum. Cea mai bine vândută lucrare a pictorului este tot o natură statică cu flori. Tufănele galbene, adjudecată în 2013 la București cu suma de 170.000 de euro, un preț record pentru o natură moartă. Lucian a sintetizat în florile sale toată forța și sensibilitatea cromatică, ce au fost comparate cu geniul lui Van Gogh și care mai târziu aveau să-l miște profund și să-l inspire pe celebrul Nicolae Tonița. Natura nu trebuie să o imiți, nici să o copiezi, trebuie să lucrezi în felul ei. Cum se poate lucra în felul ei? Să știi să observi, asta e cheia. Natura îți dă povețe când te pricepi să observi. Noi, artiștii, privim cu ochiul, dar lucrăm cu sufletul.